Bună seara, la noi seara. Mesajul ăsta este pentru cei care se simt invizibili sau care simt că Dumnezeu i-a uitat. În viață, dacă te uiți sus, unul din sfaturi îi, de multe ori când ești apăsat și amărât, ai tendința să te uiți în jos, nu numai literal, dar și figurativ, adică să ai un fel de privire în jos, să te uiți la lucrurile care nu îți merg și atunci dispare speranța. Ridică-ți privirea și uită-te în sus. Și chiar dacă vezi nori, pentru că în viața oricărui om sunt nori, dar vine și soare. Și chiar dacă vezi nori, adu-ți aminte că peste nori sau printre nori, dacă ar fi să-ți imaginezi, este un cer albastru și soare. Și soarele care dă viață e acolo. Și acolo este speranța. Și pentru unii din voi, probabil în viața voastră vă pare că numai nori și că totul e tulburat și că e întunecat, fără speranță, confuz. Aduceți-vă aminte că este imposibil un cer să fie tot timpul noros. Este imposibil. Norii vin, dar norii pleacă. Și ridicați-vă privirea spre cer și chiar dacă momentan încă sunt nori în viața voastră, aduceți-vă aminte că dacă vă imaginați printre nori, sus, deasupra lor, este soare și cer senin. Și ai speranța dată de Dumnezeu nouă că prin ce trecem este temporar. O seară plăcută!